Se anunță o ediție palpitantă la Survivor România, în care războinicii și faimoșii se vor confrunta din nou într-un joc extrem de dificil. Războinicii au câștigat primul joc de imunitate, însă norocul nu le-a surâs și la cel de-al doilea joc de imunitate din această săptămână. Faimoșii au revenit spectaculos în cursa pentru imunitate și și-au luat revanșa. După ce au asistat la un consiliu de nominalizare liniștit, se pare că pe insula faimoșilor reapar tensiunile. Zanidache a făcut dezvăluiri uluitoare despre prietenul său, Sebastian Chitoșcă. De criticile lui Zanidache nu a scăpat nici Moroșanu. Faimosul l-a acuzat pe luptător că a greșit la jocul pentru imunitate în momentul în care l-a ales pe Starlin. Acesta susține că moartea din Carpați a făcut-o din ambiție. Alianțe, conflicte, lupta pentru supraviețuire, nominalizări și jocuri de culise. Acestea sunt poate cele mai importante ingrediente din reality show-ul Survivor România după jocurile din competiție în care se decide cine sunt câștigătorii unui premiu sau cine are imunitate. La începutul ediției de astăzi au existat tensiuni între Moroșanu și Starlin. Cei doi au avut parte de un scandal uriaș în ediția de astăzi care i-a făcut să recurgă la gesturi extreme.